A treia finalistă din cel de-al doilea sezon Vedeta Populară ar fi putut să plece din țară pentru o viață mai bună. A preferat însă să-și dedice viața studiului folclorului românesc. Studiază etnologia la Cluj și reprezintă în concurs Bucovina. Doamnelor și domnilor, Cătălina Rotaru! Hai, Cătălinuța! Cătălina Rotaru, bună seara! Bună seara! Te susține cineva din Italia? Suntem și pe TVR Internațional. Mama și fratele meu mă susțin. Îi salutăm prin aceste aplauze, vă salutăm, dragii noștri, vă așteptăm acasă, așa cum spunem tuturor românilor. Cui ai dedica trofeul Vedeta Populară, dacă ar fi să-l câștigi? Îl aș dedica mamei. Dacă a dat Dumnezeu și-a câștigat finala, primul lucru pe care o să-l fac îi s-o sun pe mama, să-i spun că i-am câștigat și că vreau să vin acasă lângă mine și să nu mai plece niciodată. Când eram mai mică, m-am gândit să mă duc să mă mut cu ea, pentru că mi-era foarte dor și mi-era foarte greu. De fiecare dată când venea acasă, stătea,
apoi pleca iar, aveam un sentiment că rămân singură, rămân a nimănui, cum mă descurc eu, ce fac? Mai ales când a plecat și fratele meu, deja eram... Nu pot să vă explic ce trăire am avut atunci. Și îmi vinovățeam și îmi pare rău de lucrul ăsta și ziceam, de ce pe el îl iei și eu rămân aici, de ce? Lasă că o să vezi tu când o să crești mai mare. Și mă bucur că am rămas. Am rămas și sper, dacă n-au reușit ei și n-au avut posibilități, măcar eu să unesc familia asta și să fim toți odată pentru totdeauna. Bun. Grigore Leșe, vă rog. Cătălina a ales mai bine și a pus în evidență vocea, dar tot în zona asta rămâne așa de neînțelegere. Ar fi putut fi mai bine. Ar fi putut fi mai bine. Am înțeles. Mie mi-a plăcut mai ales faptul că n-ai încercat să o imiți pe Ioana Radu, ci ai cântat acest cântec într-o manieră proprie, originală, iar în legătură cu ce ai spus că îl dedici mamei tale, într-adevăr, însă eu nu vreau să o cert pe mama ta. Dar cred că dacă Dumnezeu i-a dat o fată atât de minunată ca tine, ar fi trebuit să facă imposibilul și să fie alături de tine atunci când tu ai nevoie. Vă mulțumesc! Niculina! La tine a fost mult mai bine, deși ai început un pic nesigură și cu emoții și cu reținere, dar pe parcursul piesei ai înflorit așa ușor, ușor. Prezența este așa copleșitoare. Ești o frumoasă, felicitări! Mulțumesc! Mircea Dinescu, vă rog! Cătălina a cântat foarte frumos, însă, într-adevăr, se vede că nu e o persoană care ascultă muzică lăutărească. Acest cântec este în felul o capodoperă și e un cântec tragic, atât de frumos, că trebuie să uiți că ești la un concurs și să curgă el la vale, așa cum aluneca și Carol la Molcom cu Mărină la Gelosul. Dar una peste alta mi-a plăcut, da. Bun! Mulțumesc! Te felicit! Nu m-a făcut din rușine! Mulțumim foarte mult, draga noastră! Mulțumim. Felicitări! Mulțumim!